Plafonul programului guvernamental Family Start a fost suplimentat cu 45 de milioane de lei, anunță ministrul familiei Natalia Intotero. Acest program vine în sprijinul familiilor tinere care vor avea acces la noi resurse financiare necesare dezvoltării personale și profesionale, îmbunătățirea tranziției de la școală la muncă, stimularea pregătirii profesionale, dar și pentru alte nevoi pe care o familie tânără le resimte. Ministrul familiei anunță că în urma suplimentării plafonului programului guvernamental Family Start cu suma de 45 de milioane de lei, trei bănci partenere au primit plafoane majorate. Până în acest moment, trei bănci au primit plafoane majorate după cum urmează: Exim Banca Românească cu suma de 1.570.000 de lei, Libra Internet Bank cu suma de 39.790.000 de lei, Tech Venture Bank cu suma de 3.630.000 de lei. Pentru anul 2025, Ministerul Familiei își propune majorarea plafoanelor alocate, respectiv la 500 de milioane de lei pentru programul Family Start și 300 milioane lei pentru programul Student Invest, a transmis Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Mai sunt pentru Family Start din 250 de milioane. Suma a fost aproape în integralitate cheltuită, dar pe programul Student Invest avem în momentul de față 2261 de beneficiari care au fost declarați eligibili, respectiv 138.596.000 lei și în analiză mai avem încă 507 milioane. Deci undeva merge spre 190 de milioane de lei, iar suma disponibilă este de 250 de milioane. Ceea ce ne-a determinat să facem o solicitare către ministerele care fac parte din acest program, respectiv Ministerul Finanțelor și Fondul Român de Contragarantare, prin care am solicitat să mai lăsăm aici o sumă mai mică de bani, diferența să fie trecută pe Family Start. Am văzut că acolo a fost solicitarea mai mare. Deci pe Family Start ei pot să beneficieze de un împrumut de 30.000 de euro, cu posibilitatea de a returna acest împrumut într-o perioadă de 10 ani, dobânda fiind subvenționată de 75% de către statul român. Cele două programe guvernamentale de creditare, Student Invest și Family Start, au demarat în luna iunie 2022, iar primele credite au fost acordate în luna noiembrie a aceluiași an.